faci colegul. Taci din gură! Te-ai întâlnit cu bărci altă? Acum pune-te cu-l cap pe burtă, că să nu te vadă de când vine. Înțelegi ce zic? Nu vine niciun polițist, mă, că nu pot intra pe server polițiștii. Pune-te culcat așa. Felix vine pe la 8 de la muncă, deci nicio șansă. Aia, am jucat și noi. Ajutor, că cam așa în pieptul poliției. Stai chill? Poate vezi că acceptă poliția acum. Te duci Moș Crăciun? Păi și stai așa crăcit așa aici? Gamer-ul, ce faci mă gamer mă? Te-ai pus cu donații pe mine mă gamer. Tu trebuie să stai coroile pe ei. Tu trebuie să stai jos. El stă pe burtă. Bă. Să nu-l vadă poliția. Cum v-ați urcat aici? Pe acolo, în față. Nu vine niciun polițist, mă frate, mă, de ce, mă, de ce, mă, frate, mă, de ce? Sunt bine. Parcă s-au de poliție. A acceptat. Păi vine poliția, ce mă, tăcești, cred. Tăcești, că a acceptat, vine poliția. Tăcești. Pune-ți armele pe el. Poliția. Au! Au! Bună ziua, bună ziua. Domnul, am nevoie de ajutor. Ce-ați pățit, domnule? Au, mă simt foarte rănit. Domnule, ce-ați pățit? Ridicați-vă, puteți să vă ridicați, au, domnule? Au, sigur că pot. Haideți, domnule, sus. Haide. Ia telefonul, iei tot. Domnul polițist. Trage-l tu încolo, că vreau să bag mașina înăuntru. Trage. Eu căscuță, telefon, haide. Vino cu avionul după mine, haide. Haide. Hai repede, hai. Dați-vă la o parte, să ascunde mașina. Hai mă, că a venit unul până la urmă, mă. I-am făcut un pic de bait, dar n-am avut ce să-i facem. A venit până într-un final, dar nu-l omorăm, nu-i facem nimic rău. Hai treci pe acolo, pe la șef. Ia uite-i băieții mei. Hai, domnule, treci. Măi, liniște. Domnul polițist, veniți după noi. Veniți aici. Haide, după mine. Da, da, vin. După cucușul. Aici. Mamă, a venit un rezu. Mamă, am un rez cu lapte, băieți. Ia uitați aici. Ia uitați aici. Mamă, știi cum e ăsta? Fleașcă, bă, băiatule, bă, fleașcă. Vă rog frumos, domnule, să nu mai mă jigniți. Eu nu fac jignit pe dumneavoastră. Băi, fiți politicoși, băi. Domnule, dar unde mă duci? Taci din gură și intră. Aici e fabrica fabrica de cărămidă unde este Pistruiatu director. Îl știți pe Pistruiatu? Da, mă, de mic m-am uitat la el. Armando, mersi că mi-ai dat banii el, boss. Armando, îmi pare rău, frate. Nu vreau să dau bani nimănui, frate. Nu vreau să dau bani. Vorbește cu Frick să scoată banul și ia-o ca învățătură de minte. Eu nu vreau să dau bani nimănui. Vreau să ne jucăm împreună. Câte unul. Domnul polițist. Da, spune. Măi, i-ați luat tot de la el? Îl băgăm aici în lavă dacă nu e cu minte. Vreți domnul lavă? Ia faceți aici un cerc că vreau să vorbesc cu domnul polițist. Colegii, lăsați-mă să-l leg. Băi, nu legați pe nimeni, mă. Dați-vă la o parte de aici. Așa, domnul polițist. Da, domnule, spuneți. Noi suntem niște oameni simpli, domnule. Nu decurgem la astfel de gesturi decât în situații foarte grave. Așa cum se spune și cum știe toată lumea, situații disperate cer măsuri disperate. Am înțeles. Avem nevoie de câteva informații, domnule. Din ce am primit eu informații, avem un turnător la noi în organizație. Organizația noastră se numește True Bloods. Suntem o organizație foarte renumită în oraș. Dar nu asta e problema. Vrem să aflăm informații despre acea mafie renumită Curcubeu.
Știți, aveți informații despre mafia Curcubeu? Da, 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 da. Ce mafia aveți? Ce informații aveți? Stăceți, bă! Pregătit. Știu că sunt îmbrăcați în maiuca așa ca dumneavoastră, domnule. O să face buze de noi. Liniște! Domne, ne-am îmbrăcat așa tocmai ca să facem o diversiune. Vreau să ne dați informații despre acea mafie. Nu știu multe, nu știu nicio informație, domnule. O singură întrebare și cea mai importantă. Da. Știți pe cineva care ar putea să ne dea informații din mafia Curcubeu? Care face parte? Știu, știu. Cine? Șeful meu. Cine este șeful dumneavoastră? Îi se zice în oraș Coadă. Coadă? Șarpe. Da, 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 da. Coadă, cine mă băiesc Coadă, ați auzit de el? Da, eu am auzit, eu am auzit. E șeful lor de la poliție, dar nu le ajută cu nimic. Eu m-am împiedicat de el pe stradă. Știți, cumva un membru din mafia Curcubeu care vă dă vouă mereu informații despre mafia lui? Nu, nu avem ce de a face cu mafia Curcubeu. Nu știu cine este. Eu sunt nou în poliție, de-abia am intrat. Deci dacă nu zici, am pregătit cazanul cu lavă pentru tine. Domnule, eu sunt elev în poliție, de-abia am terminat facultatea. Dați-vă la o parte. Dați-vă toți, bagă-l toți, toți. Bagă-l în cazan. Îl sperii un pic, băi, să-l sperii un pic. Trebuie să-l bagi în cazan acum. Domnule, nu știu nimic despre dumneavoastră. Aoleu, eu n-am ăsta, n-am ăsta, nu pot. Aoleu, nu. Domnule, sunt, dacă v-am zis că sunt elev. Ești elev. Vedem când o să fii deasupra lavei. Nu am mafia, frate, luată, trebuie să mă duc să o iau, să... Băieți, care îmi dă și mie un pistol să-l împușc? Acum, stai, nu dau eu. Nu, domnule, nu, vă rog frumos, am și o familie. Treținut, domnule. Taș meu! Păi n-ai zis că ești elev? Așa, domnule. Liniște! Da, domnule, sunt elev, da. Domnul polițist. Da, da. O singură întrebare care îți poate salva viața. Da, cine dă informații din mafia Curcubeu poliției? Nu cunosc, domnule, nu cunosc. Aolo, nu mai trage, nu cunosc, să mă curentez. Să mă familia mea dacă cunosc. Să mă arăt copiii mei. Da, așa, bă, vezi, bă, liniște! Domnule polițist. Da. O să vă las aici 5 minute să vă gândiți bine și să ne dați informație. Noi o să ieșim afară. În 5 minute ne întoarcem înapoi. Sper că ați pregătit informațiile. Toți afară! Ok. Doamna șef, șefo. Șeful, nu-i prea bine ca să-l lăsăm acolo așa singur. Hai, suie-te aici, Mihaiță. Lulu. Mă, frate, ce mă disperă asta. Că n-am mașină. Suie-te. Poți? Moșu cu tine. Nu știu, stai să... Unde-i Lulu, mă? Unde-i Lulu, bă? Luați mașina, luați BMW-ul ăla din spate să nu rămână aici. Bă, mergeți unul și luați BMW-ul ăla să nu rămân aici, că nu lăsăm urme aici. Dă-te jos ăsta din Golf și ia BMW-ul ăla din spate. Gata, gata, șef. Du-te, suie-te repede în el. Era sigur că lasă. Da, mă, lasă aici, lasă aici, că am zis că nu o să-i facem nimic ca la polițist. Hai că m-am întors pe aici. Hai să fugim, băieți, hai să fugim, mergem. Hai că am înțeles. Mă bag în first person, că mai bine conduc în first person, frate. Am făcut bine că m-am băgat pe aici, sau n-am făcut bine? Am făcut bine, am primit o donație de la gamer, băi, gamere! Am mai primit o donație de la Armando, am luat am ban boss, bet chest. Bet chest? Mersi că mi-ai dat bani, nu știu Armando, eu nu știu cine ești, măi Armando, trebuie să-mi spui tu cine ești, frate, ce joc aveai, ce ID aveai în joc. Eu ți-am zis, îmi pare rău, vreau să mă joc cu toată lumea, doar că voi nu sunteți politicoși, nu sunteți, nu vreți voi, asta e, frate. Gamerul, mulțumesc pentru donații, băi gamerul. Băi gamere, băi, vrei să te joci cu mine? Vrei să fim amândoi gameri?
Aolo, aolo. Aolo, se pare că am... M-auzi, băi, moșule? T-aud de moș. Au. Am o cursă de făcut. Dați, scoteți-vă mașinile de aici. Asta dacă chirurile. Aveți tir cumpărat. Eu vin cu tine. Da. Dați-vă de acolo. Ai lăsat martor în viață? Păi ideea e ca mască pe față, mă, nu știe cine sunt. Scoteți-l pe rând. Nu joc 5V, mă, am înțeles. Am văzut că poliția, 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 poliția! Hai și mă, te mai speria. Bă, care poliția, mă? Da, măi tată, bă, m-ai lăsat acolo, i-am crezut că... N-am strigat la tine nimic! N-am auzit, Aolo, Wiki, chiar... Dați-vă la parte, dați-vă la parte! Eu n-am tirat aia, am jucat și noi. Eu chiar credeam că acolo poți să pleci... Avocat, avocat, baftă cu raiul periculosului, avocat, o mulțumesc, mulțumesc frumos! Cum scumă și un vinăr? Păi, mamă, ce prost am fost, noroc că m-am mișit afară și am văzut că nu mai sunteți acolo. El a rămas acolo. Aia de poliție și am venit de la voi. Vezi, a fost bună mașina mea de ceva. Bă, ziceți și mie, dracul ăla, frate, vol. Ai un premiu. Adevărat. Nu știu. Bă, mamă, ce-a scos. Mamă, ai, scos și pentru noi, lasă că a scos și... Ăsta-i al meu, ăsta-i al meu, sorry. Am oprit acest episod pentru a vă spune că noi în acest moment ne pregătim să... Măi, tata, mă, unde ești, mă, că vreau să vin cu tine, am oprit tata. Acest live pentru a vă spune tata, despre tata. Intenția noastră. Intenția noastră, momentan, este de a... da. Tatu, eu nu să știi că eu n-am fost niciodată cu tirul. Vreau să mă prind și pe... Aș vrea și eu să mă prind cu tirul, dar nu pot. Dă-mi o de aici. Dar nu, că el vrea să conducă. Nu pot să... Da... Băi, împinge-l pe ăsta un pic iar, poate pot să mă sui acum. Aolo, era să dea peste tine. Urcat. Stai, nu te enerva. Bă, dar de ce nu vrea, mă, să se suie, mă? De ce, mă? Fii atent, fii atent, cât mă urc eu, fii atent. Uite-l cum se uită. Mamă, tată, ce are, mă, de nu merge, de nu merg astea? Alo, bă, care dai, mă, cu el peste mine? Gata, tata, mă, gata, mă! Gata, mă! Uuuu! Hai, suie-te! Tata, ăsta e n-are ușă, tata. Asta-i problema, că n-are uși, da? Hai că vreau să iau și eu o misiune. Ce vă, tata, ai dat-o să răși? Trebuie să cumperi un tir de la showroom, am înțeles, noi mergem cu capul. Gata, mergem acum la showroom să cumpărăm tiruri. Hei, mergem să cumpărăm o cioc. Prea mere. Da, e frumos să-l în interior așa, are și de-asta canapea de-asta să dormi. Îți place? Da, ceaca. Îmi place. Mai că da. Măi, tata, măi, așa vorbești tu cu mine, măi. Aolo, tu erai? Am crezut că e moș Crăciun. Nu, no, e moș. Poți să spamezi Army Trailer? Ai, că am spamat. Am spamat eu de toate. Bă, mă duc pe aici, pe aici, mă duc pe aici. Mă, se aude salvare, poliție, ceva. Mamă, eu rămâi să zic cu polițistul acolo, eu n-avem treabă. A ce-a făcut? S-a ridicat sau ce-a făcut? Da, s-a ridicat și eram acolo după colț. Aolo, se ridicase nebunul? Da, i-am aruncat toate armele în lavă acolo, că poate mă împușca. Bă, acolo, sper că nu l-ai omorât. Dacă vrei să nu zic, nu l-am omorât. Bă. N-am glumit. L-ai omorât? Nu l-am omorât. Mă întorc înapoi să văd. Hai să ne întoarcem dacă vrei. Bă, sper că nu l-ai omorât. Mă jur că nu l-am omorât. Dar ce ai făcut? Ne-am făcut nimic, i-am aruncat armele lavă, telefon, căscuță, tot, le-am aruncat acolo în cazanul cu lavă și l-am lăsat acolo să numere până la 60. Modo, salut, Modo! Mă iau și gata. Ai sunt locuri mafie? Da, mă, băieți, toată lumea poate să intre în mafie. Serios, nu mi-am dat seama că voi a explicat. Eu am crezut că chiar așteptați 5 minute. Vrei să conduci și tu un pic, că vreau să mănânc și eu niște orez cu lapte. Da. Mergem la modul la showroom cu el? Nu, nu, mergem la noi acasă. Aoleu, cade ușa pe mine! Aoleu, ce noroc că am fugit. Era să cad... Era să cadă ușa pe mine, ești nebun? Gata, dai. Am vrut să mă sui în motor direct.
Nu poate, ce nu pot, mă, nu pot. Perico, zis că ești din România Elite. Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod cu ETS. Suntem în comunitatea România Elite, o comunitate foarte mare de ETS 2, cea mai mare, de fapt. Eu sunt banditul, Mr. Bandit, și vă conduc astăzi la un convoi adevărat. Luați parte la acest convoi, la cea mai mare comunitate de ETS, nu din Europa, nu din România, că nu mai e nimeni mai mare decât noi. Și puteți să participați cu noi la convoi. Avem un șofer foarte prost aici care conduce, dar ce să-i facem? Asta este. Învață și el, nu e problemă. E bine așa? De ce sunt prost? De ce sunt prost? Aoleu, m-ai auzit? Păi normal că te auzi, ce? Vrei un pic de ăsta, de orez cu lapte? Mamă, ce bun e orezul cu lapte. Din lume, băiatul meu. Puțin acolo, puțin orez. Da, vreau și eu. Eu te-am cerut, dar văd că nu prea vrei. Mai da, asta e dacă nu vrei. Nu te obrig. Mi-era și mie așa puțin poftă. Nu dau la nimeni. Pe drum de aici. Trebuia să pui și puțin scorțișoară, ai pus? Nu prea, cu scorțișoara. Dacă vreți să vedeți cine stă lângă mine, ia uitați-l. Dar ce cum o să ai? Unde ți-i ăla? O să aici în tracker ăsta, în ăsta, în al... cum se numește ăsta? Te dai și pilaf? Ăsta pilaf, auzi și la mine. Orez cu lapte. Orez cu lapte, ăi, mafia, orez cu lapte, ăi! Hai, mă, n-am mai ajuns acasă? Acum am ajuns. I-am dat și lui să lingă un pic astfel, așa. Asta, bă, că nu-i dau orez cu lapte, că e un pic dulce și câinii nu au voie, zahăr, ciocolată, nu știu. Uite cum e mașina asta. Am înțeles, două mai în față, nu o pune pe parcare aici, două jos lângă apă. Adică aici, jos de tot. Cupăr aici, cupăr aici, că eu mă duc să o duc. Du-o mă aici, în fața noastră, jos și venim pe jos. Aici, hop, hop, aici, hop, hop! Doamne, ajută și păzește. Diana, ce faci? Diana, salut! Pricu, nu joci de zi, băi, ce mă dori gâtul aici în spate, bă, băiatule, mă. Bă, mai linși mula ăla, mă, nebunule. Veniți încoace, băieți, veniți încoace. Am dat și mie gradul. Sigur că da, care ești tu? Eu, asta cu mâine sus. Bună ziua. A, noroc, bună ziua. Uitați gradul. Ce așa faci? Bine, ce doriți? Haideți până aici, domnule. Nu, haideți aici să discutăm. Ok, da, hai colegul. Până aici. Hai colegul. Deci fiți atenți. Bine. Am dat la amândoi. Mi-ați dat și un două secunde. Mi-a rămas Băieți, nu mai stați de vorbă cu toți boschetarii, veniți în casă. Te iubesc, hai mă, Sergiu, pe mine. Te doare în gât? Nu mă doare în gât. Aoleu, cred că în sfârșit s-a dat drumul la server. S-a dat restart la server, băi, că nu mai putea intra nimeni, frate, eram foarte puțin. Eu vă zic, pericol, plec la meditații. Lei cu baftă la meditații, frate. Bă, mi-aduc aminte, bă, n-aveam niciun chef de meditații, frate. Când auzeam de meditații, îmi creștea părul.